Fiți binecuvântați și mă bucur din nou să fim prezenți la această sărbătoare, o altă sărbătoare caracteristică nouă creștinătății, în mare parte, sărbătoarea Cincizecimii sau sărbătoarea Rusalilor sau pogorirea Duhului Sfânt. Slavă Domnului! Aș vrea să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 6. În ziua Cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Amin. Slăvit să fie Domnul! Este minunat faptul că putem să împlinim și noi Scriptura. Versetul 5 spune că erau în cetate la o sărbătoare și noi suntem în casa Domnului la o altă sărbătoare. Și dorința inimii mele fierbinte este că aș vrea ca Dumnezeu nu să repete, să aducă în inima fiecăruia noastră această putere, această revărsare a Duhului Sfânt. Înțelegeți? Domnul Iisus, când s-a înălțat la cer, le-a spus ucenicilor să rămână împreună, da? Să rămână împreună, că va trimite un mângâietor. În ziua de Rusalii, noi sărbătorim Cincizecimea, revărsarea Duhului Sfânt. Dar, ca să putem înțelege mai bine acest sens, acest lucru, aș vrea să vă duc un pic în trecut și este legată de sărbătoarea Shavuot la evrei, care se mai numea și sărbătoarea săptămânilor. Și este o sărbătoare, aduceau evreii la templu roade, da? Roade din prima lor cultură, cu ceea ce Dumnezeu i-a binecuvântat. Înțelegeți? Găsim asta în Exod 23 cu 16, găsim lucrul ăsta când Dumnezeu le-a poruncit să facă lucrul acesta. Așa îi găsim pe toți adunați la Ierusalim, la această sărbătoare, veniți acolo cu toții și ucenicii care erau împreună, da? Și stăteau cu toții împreună, erau și ei la această sărbătoare, nu știau momentul când va fi, cum va fi, care va fi ceasul din zi, al 12-lea, al 7-lea, al 6-lea. Nu știau. Știau un singur lucru. Așa cum le-a poruncit Domnul Iisus, să rămână împreună, că le va trimite ce? Un mângâietor. Aleluia! Și vedeți voi frumusețea lucrului, că atunci când erau împreună, atunci când stăreau în rugăciune, atunci când poate speranța era mică, că urma să mai întâmple ceva. Știți, după răstignire, da? Toți erau speriați, toți erau cu ușile încuiate, toți baricadați pe unde se puteau. Și când Domnul Iisus a început să se arate ucenicilor, stupoare, speriați, alții bucuroși, l-am văzut pe Domnul, după aia l-avem pe Toma
Și dacă nu voi pune o mână, dacă nu voi atinge, dacă nu voi... Și acum îi regăsim iară pe ucenici. Adunați împreună, stăteau... Știți, de multe ori în viața mea, și în viața noastră, se întâmplă să avem acest lucru de incertitudine, să ne întrebăm, va lucra, nu va lucra, când va lucra, cum va fi, cine va face, ce va face, cum va face. Dar ce văd eu în toate astea? Văd măreția lui Dumnezeu. De ce văd măreția? Pentru că în acea zi, Dumnezeu nu numai că este o sărbătoare a roadelor. Știți, mulți oameni cu roade așa în brațe vin cu ele la templu, le aduc la templu pentru a-L slăvi pe Dumnezeu, pentru ceea ce le-a dat. Și găsim pe toți ucenicii, acum strânși împreună, puși pe genunchi, rugându-se și Dumnezeu undeva de sus îi vede și revarsă peste ei Duhul Sfânt în taină. Aleluia! Și revarsă acest Duh Sfânt peste ei, care este și vizibil pentru cei din jur. Cum? Prin două modalități, da? Se aude și văd. Da? Este ca vâjit unui vânt puternic, dar nu este un vâjit... Scuze. Nu este un vâjit puternic de vânt, ca vâjitul, da? Deci, odată, se și aude pentru cei din jur, pentru oamenii care nu cunosc, și ca niște limbi de foc, nu limbi de foc, ca niște limbi de foc pe capul fiecăruia. Da? Asta este o mărturie a lui Dumnezeu. În ziua aceea a luat ființă biserica. Primul rod al bisericii, biserica instituită de Domnul Iisus Hristos, a luat ființă. Aleluia! Noi sărbătorim acest lucru ca și creștini și spunem că, mai ales noi penticostali, am observat că sunt frați, îmi cer scuze, fac o paranteză, sunt frați, eu nu vin la biserică, că îmi vorbește Domnul, îmi vorbește Duhul Sfânt, sau nu e nevoie să citesc Biblia, că îmi dă Duhul. Ce-ți dă, frate? Ce-ți dă, frate, dacă nu pui mâna și nu citești cuvântul Domnului? Ce-ți dă Duhul? Arată-mi și mie ce-ți dă Duhul când tu nu... Dacă vreau să fiu un culturist, mă duc la sală și mă antrenez, nu? Și trag de fiare până fac mușchi. Dacă vreau să fiu un creștin autentic, ce trebuie să fac? Simplu. Să pun mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, să încep să citesc, să încep să împlinesc, să încep să aplic, să pun genunchiul jos la rugăciune, să încep să am părtășie cu frații, să încep să spun și celorlalți despre bunătatea, îndurarea și iubirea lui Dumnezeu care s-a revărsat în viețile noastre. Slavă Domnului! Asta ne face. Duhul Sfânt nu este dăruit numai pentru biserică în ansamblu, ci și fiecărui creștin în parte cu darurile sale. Minunea rusalilor se continuă în biserică aducând rod în taină. Slavă Domnului! Înțelegeți lucrul ăsta? Este un lucru frumos al lui Dumnezeu. Aduce rod în taină. Și astăzi. Noi de-aia ne întâlnim astăzi aici să sărbătorim această sărbătoare a rusalilor. Fiecare dintre noi, tu, eu, suntem rodul lui Iisus Hristos în taină, înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Amin! Înțelegeți? Vedeți cât de frumoase sunt lucrurile. De aceea aș vrea să ne rugăm în continuare ca acest rod al Duhului Sfânt să continue pe mai departe, pe zi ce trece. Nu doar astăzi, că sărbătorim. Să continue și mâine și acest rod să fie permanent și în viețile noastre și ceea ce Domnul Iisus Hristos a pus în noi. Ceea ce Domnul Iisus Hristos a transmis mai departe ucenicilor. Să se vadă și în noi mai departe, și mâine, și poimâine. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să devenim oameni plini de putere. Nu numai să citim pe paginile Sfinte ale Scripturii de Petru, că a fost un om plin de Duhul Sfânt. Nu! Și noi trebuie să fim. Și noi trebuie să devenim acei creștini autentici, schimbați din nou.
Așa este? Pe paginile Sfintei Scripturii întâlniți că dacă vrei să fii un om schimbat din nou, trebuie să fii un om cum? Nașterea din nou se produce prin apă și prin Duh. Și această naștere din nou a noastră, a fiecăruia, trebuie să continue în fiecare zi. Nu doar la o sărbătoare trebuie să fiu altfel, nu doar la o sărbătoare trebuie să îmbrac haine speciale. În fiecare zi, în fiecare zi, Doamne, ajută-ne în taină să devenim mai buni și plini de puterea Ta. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să îl rugăm pe Domnul. Doamne, dă-ne Tu putere. Doamne, dă-ne Tu putere să facem voia Ta în toate lucrurile. Și ajută-ne să fim plini de putere. Să învățăm de pe paginile Sfintei Scripturi, așa cum ucenicii Tăi au fost, plini de râvnă, să devenim și noi plini de râvnă pe zi ce trece, să ne dorim mai mult și mai mult și mai mult apropierea de Tine și experiența aceasta a Duhului Sfânt și să lăsăm Duhul Sfânt în inimile noastre să lucreze, să nu-L oprim, să nu-L ținem acolo afară. Normal, că nu o să-i spui, tu stai acolo. Nu. Dar în momentul când tu nu-i dai voie ca inima ta să acționeze de plin peste toate hotărârile și peste toate deciziile tale, nu o va face. Dar în momentul când spui, Doamne, ție-mi încredințez totul, ție-ți dau totul, atunci Dumnezeu o va face cu o deplină putere și încredințare. Amin.